Procurorii au început urmărirea penală a agentului de poliție Nicolae Bărbuceanu încă din luna iunie acestui an. Acesta era suspectat că a intervenit într-un dosar înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Craiova, recomandându-i făptuitorului să dea declarații mincinoase și contrare probelor din dosar. Tribunalul Dolj a emis atunci un mandat de supraveghere tehnică și astfel s-a constatat că polițistul a intervenit în mai multe dosare penale instrumentate de colegii săi, dar și de alte unități din afara județului Dolj, pentru a favoriza mai mulți făptuitori în schimbul unor foloase materiale. Ieri, procurorii au organizat un flagrant, iar polițistul a fost prins în timp ce lua mită 500 de euro. Pe data de 9 decembrie 2014 s-a organizat constatarea în flagrant a infracțiunii, ocazie cu care agentul de poliție a fost depistat în timp ce primea de la un agent sub acoperire suma de 500 de euro pentru a ajuta o persoană urmărită general să nu fie depistată. Polițistul este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu.